defăcăm și capra și varza, adică un beneficiu instant, cu răbdarea. Și cel mai bun exemplu este serviciul de Roundup, prin care clienții economisesc automat atunci când cheltuiesc. Practic, nu-și dau seama că economisesc și își văd de ale lor. Acelora care au deja bani puși deoparte, le oferim conturi de economii, fonduri mutuale și depozite, în funcție de nevoia lor de acces la bani și câștigurile pe care și le doresc. Și toate acestea din Homebank, foarte ușor. Investești sau economisești, apoi faci ceea ce îți place, nu ceea ce trebuie. Dar o relație de durată se bazează pe ascultare, nu? Facem și asta. Întrebăm clienții cum să le facem viața și mai ușoară. Apoi, definitivăm produse. De exemplu, pentru serviciul de Roundup au fost necesare 3 rânduri de discuții cu clienții. Avem un plan de asemenea să dezvoltăm și alte produse care să le facă viața mai lipsită de griji clienților, și anume asigurarea de sănătate și asigurarea de protecție a venitului. Asta pe lângă celelalte produse de asigurare pe care le oferim deja. Dar pentru acestea trebuie să mai avem puțină răbdare, pe care văd că cineva o are cu vârf și îndesat. În Customer Engagement lucrăm și la îmbunătățirea serviciilor existente, să aducem cele mai noi experiențe de plată clienților care le vor repede. Le dăm tot mai multă libertate prin viteză și flexibilitate în tranzacții, însă fără a uita de nevoia lor de control. Atitudinea față de plăți s-a schimbat mult în ultimii ani și focusul nostru acum este pe plata cu telefonul. Așa că ne-am dorit să le oferim o alternativă digitală și pentru tranzacțiile cu numerar. Am lansat deja un serviciu nou, Cardless Cash Out, sau pe românește, retragerea fără card. Clienții vor putea uita complet de geanta lor, de portofel sau card când dau telefonul la ei. Iar apoi o să uite de facturi, pentru că serviciul de plată a facturilor din Homebank a fost mult îmbunătățit după ce, evident, am avut interviuri cu clienții. Acum au toate facturile la un loc și știu valoarea facturii înainte să o plătească. Clientul este informat că furnizorul a emis o factură, apoi el decide dacă face plata pe loc sau la data scadentă sau își activează plata automată ca să uite complet de grija ei.